un document publicat, un articol publicat astăzi în The Times, ziarul englezesc, caută-l, te rog frumos, Manu, care vorbește despre faptul că, potrivit unui raport al serviciilor secrete, Zelenski a scăpat până acum din 3 tentative de asasinat, 2 ale grupului Wagner și 1 ale cecenilor. Unul chiar a fost făcut, a fost de săptămâna trecută, când grupul de ceceni venit să-l elimine pe Zelenski a fost anihilat de ucrainieni, existând chiar suspiciuni că aceste informații au fost divulgate de către oficiali ruși. Acum, nu știu, și asta poate fi tot o formă de propagandă, dar oricum este o formă de propagandă deșteaptă pentru că se citește. Este o formă de... s-ar putea să fie adevărat și eu cred că e adevărat, pentru că e clar că Zelenski e ținta... Nu e. Nu e? Nu. Ei au nevoie de Zelenski să semneze. Deci credeți că victoria va însemna de fapt îngenunchiarea lui Zelenski, nu eliminarea lui Zelenski? Nu. Ei vor cel care trebuie să semneze și fiecare zi de glorificare... Nu, ascultă, da, înțeleg, păi nu, deci, nu Dane, hai să vedem scopul. Nu, eu spun. Și gândesc mult. Am citit și discursul lui, și mai ales Lavrov. Lavrov în interviu cu Al Jazeera, că Al Jazeera a pus niște întrebări mai calme. Deci ei au spus așa, Ucraina a devenit un pericol pentru noi și în acest moment noi vrem așa, să se transforme într-o țară neutră. Okay. Această semnătură nu poate să o facă un înlocuitor. Un înlocuitor. Am înțeles. Trebuie să fie Zelenski. Da. Dacă ăsta este scopul lor și până la urmă nu este exclus. Există posibilitatea ca ei cred că mizează pe următorul lucru. Și încă o dată plec de la premisa că acolo nu am de-a face cu niște nebuni, niște înfrâni. Pe ce mizează ei? Pentru a vedea cum prelungesc. Deci mizează pe această chestiune. Ca și în al doilea război mondial, până la urmă, sancțiunile, deci avem un război, de fapt avem un război mondial. Avem Rusia și nu Ucraina. Avem Occidentul condus. Da. Occidentul, în loc să înainteze pe teren, cum a fost în al doilea război mondial, înaintează în sancțiuni. Da. Zicând... Dar pentru că e sub rumă economic. Da. Dar în același timp, ei știu că legăturile economice care s-au creat, e treaba lor și după 2014, vor avea efecte și asupra noastră și asupra Occidentului. Și așa e calculul lor. La un moment dat, când neamțul, zic ei, sau francezul, va vedea că nu mai are, nu știu ce, dimineața ce mănâncă el, atunci se face o presiune a opiniei, adică o presiune și ea pentru se... Pentru asta e nevoie de timp. Păi asta și zic. E nevoie de o acumulare. Nu, și ea se exercită asupra lui Zelenski, care, culmea, tocmai prin această perioadă în care e prezentat, deci singurul care poate să facă concesii rușilor și sigur că se... Vă supărați, este Zelenski. Și credeți că va face? Nu știu. Nu știu. Nu, deci este singurul. Pentru că dacă pui pe altcineva... Sigur că da. Cedarea e nelegitimă. Da. Pe când sigur acum va spune... Doamne, teoria occidentală pe care am știut, într-un scenariu occidentale pe care l-am văzut, este cel în care Zelenski, de fapt, este eliminat fie fizic, printr-un atentat, fie este înlăturat odată cu cucerirea Kievului, plecând în exil și se pune un nou guvern, asta nu-l vedeți posibil, de fapt. Asta credeți că, din potrivă, presiunea este ca Zelenski să cedeze, nu ca Zelenski să fugă sau să fie omorât. Sunt câteva direcții care nu sunt evidente în acțiunea rușilor. Rușilor, nu. Prima este... Lucrurile zicem. Nu, că dacă acum trebuie să vin să fiu colect al criminalului de Putin și dementul. Eu nu cred că e dement. Dacă credem că e dement, o să ne culcăm și dimineața o să ne sculăm cu un război nuclear. Om normal nu e. Măcar atât putem conchide. Nu e adevărat. Este convins, nu e un om normal, prin faptul că e convins că trebuie să facă istorie. Asta e cel mai grav lucru.